Pentru că, așa cum spuneam, nu aveam în plan să facem asta. Felicitări și țineți-o tot așa că... Sperăm e meritul dumneai, deci ea ne-a convins, noi nu aveam plan. N-aveți în plan nici la și... Da, nu, la anul avem în plan, am și înaintat o ofertă. Cred că așa ne trebuie, am primit un aprobare. Avem un plan să reabilităm cel puțin podeaua, dar sunt sigură că vom face și restul. Că și acum ai zis că facem podeaua și, de fapt, am reabilitat aproape adică de la zero. Tachetul, în alte încă 7 saloane. Aici. Dar mai mult ca sigur vor fi 8, că am înțeles că ar fi 8, acum dacă facem 7, probabil că mai facem. Încă unul, văzut aici, da. Și de reabilitat, acum am reabilitat de la zero. Am făcut niște poze cu melodă, probabil că... E bine să le uităm, eu am zis că am și uitat, eu am zis că am și uitat cum arătau, că e atât de frumos încât nici nu mai contează. Și vom mai reabilita încă 7 saloane și probabil că de la zero. Cine nu doar tachetul. O firmă din Timișoara, bineînțeles că am căutat mai multe oferte, care este cea mai bună. Da. Prețurile erau destul de mari, unde am mai întrebat, și cei din Timișoara, ca și preț, au fost și promptitudine, ceilalți aveau și termen foarte mare, ei au fost cei mai prompti și au și făcut un preț. Bun, și au spus că la anul vor încerca să facă un preț și mai bun datorită cauzei pentru care i-au contactat. Da, au și un istoric, într-adevăr, și am lucrat.